ziua, bună ziua! Christophe Sanviat, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase! Ieri am făcut aceste delicioase bomboane sau prăjiturele, cozonacul rămas, îmbrăcate în fondant. Și astăzi, din acest cozonac, vedeți? Ia dați cozonacul care mi-a rămas. Vom face din aluatul care mi-a rămas de la aceste prăjiturele, vom inventa o altă prăjitură. Așa. Cred că e de ajuns. Îmi trebuie un cerc unde am să fac din acest, vedeți? Ieri am făcut din cozonac, cozonacul care mi-a rămas. Am făcut acest aluat, am adăugat unt și rom sau un pic de coniac sau un pic de lapte, depinde. Dacă dați la copii, adăugați puțin lapte. Dacă nu, adăugați un pic de coniac, un pic de lichior, un pic de rom, esență de rom, esență de vanilie, ce doriți. Oricum, cozonacul este destul de aromat, are și cacao, are și nucă, deci nu mai adăugăm nimic altceva. Acesta este și vom începe cu acesta. Ieri am făcut aceste prăjiturele îmbrăcate în fondant. Ia uitați-le, vedeți? Am să vă arăt cum le decorez puțin cu colorant alimentar pe deasupra. Ia uitați, îmbrăcate în fondant prăjiturele. Ia uitați, ieri le-am făcut așa. Acestea sunt doar câteva idei. Puteți face biluțele și dacă nu vreți să le îmbrăcați în fondant, că are prea mult zahăr, atunci le dați prin nucă, prin fistic, prin cacao, prin zahăr pudră, prin bombonele colorate, prin ce doriți. Deci o să refolosim cozonacul care ne-a rămas. Dacă s-a învechit, a meu încă nu s-a învechit. Ia uitați-l cum arată cozonacul de Paște. Vedeți? Așa arată. Și încă este moale și bun, să știți. Așa. Și mi-am pregătit o tavă. Aici am aluatul de ieri, deci, cu care am făcut aceste prăjiturele. Deci folosim aceeași rețetă cu cozonac, unt și o să avem aromă de un bol. Ia să tăiem așa o feliuță. Ia uitați, cozonacul făcut acum o săptămână. Ia uitați-l. Încă este moale și bun. Vedeți? Ia uitați. Cozonacul. Bun, bun, bun. Și avem în interior și nucă, și cacao, și tot ce trebuie. Așa. Și o să punem aici în bol. Și o să-l sfărmăm. Așa am să pun și partea din spate. Vedeți cum arată. Vedeți? Așa. Eu pun și coaja, dacă doriți, nu o puneți. Așa. Și îl sfărâmăm așa, bine, bine, bine. Să dau deoparte, dacă mai e nevoie, mai adaug. Că eu fac cu ce mi-a rămas în casă. Așa. Să vedeți că se poate face ceva bun și cu ce ne rămâne prin frigider. Așa. Și o sfărâmăm așa bine. Sfărâmăm
sfărâmăm și nucăle deasupra. Acum, am să adaug, eu am aici circa 160 de unt și adaug, dacă mai e nevoie de cozonac, mai adăugăm. Deci la 160 de unt, adăugăm cozonacul cât este necesar. Aceasta este prăjitură făcută la ochi. Așa. Și o să amestecăm așa bine. Am să amestec cu mâna. Că se amestecă mai bine. Și aici adăugați ori rom, ori puțin coniac. Sau eu am un... acesta este al Kermes, un preparat pentru prăjituri. Și dacă dați la copii, puneți puțin lapte. Așa. Și ia să vedem. Ia să amestecăm așa, să vedem ce iese. Așa. Mai adăugăm și restul de cozonac, că mai trebuie. Vedeți câtă cacao, ciocolată avem în interior, nucă. Și amestecăm. Așa, am să mai tai o bucată de cozonac. Așa. Să-l las aici, poate mai trebuie. Și îl sfărâmăm așa bine. Cine nu dorește să facă această prăjitură, ele micuțe, micuțe, îl poate mânca cozonacul cu loptic. Așa, cred că este de ajuns. Am să pun și din acest preparat pentru prăjituri. Vedeți că este roșu. Și acesta îl punem după gust. Ia uitați. Sau puneți rom. Și esență de rom puteți pune. Sau un pic de coniac. Așa, iasă gust. Mai pun puțin. Cred că este de ajuns așa. Doar să amestecăm așa bine, bine. O să mai gust. Este bun. Așa. Să vedem ce o să ne iasă. Aceasta o încercăm în premieră. O încercăm în premieră. Să sperăm că o să iasă bun. Așa. Eu am să pun așa o bucățică de hârtie pe fund. Am să-mi inventez o tavă din hârtie. Vedeți? Am pus-o în două. Și am să fac un cerculeț. Așa. Și o să facem așa un cerculeț. Vedeți? Se vede? Ia uitați. Și punem așa. Și o să punem baza în interior. Am hârtia pusă în două. Vedeți? Am pus-o în două. Și apoi o unesc. O unesc așa, aici.
și ne dăm diametru, cât de mare vrem să facem. Și o să punem așa aici. Așa. Acum nu mai vrea să stea. Așa. Iau aluatul. Deci din cozonac. L-am făcut ieri împreună cu voi. Am făcut aceste prăjiturele. Vedeți? Sunt umplute cu această compoziție de cozonac cu care ne-a rămas, cu unt și cu arome. Puteți adăuga și lichior, și coniac, depinde ce doriți. Pentru copilaș puneți lapte. Aici am aluatul, cozonacul care ne-a rămas, făcut cu unt și cu, vedeți, este moale. Eu l-am scos de la frigider mai devreme, că în frigider se întărește. Așa. Și o să punem aici în interior și o să apăsăm. Hai să vedem dacă n-am făcut prea mic diametru. Așa, și o să apăsăm aici, să ne facem o bază. Așa. Vedeți? Eu dacă scot de aici, am baza mea. Cam așa. Am să o așez mai bine. O să vă arăt. Și o să punem din nou hârtia. Așa. Ca să ne facem baza noastră. Așa. Și să îi dau același nivel la așa. Hai să văd aici am închis. Dacă doriți, puteți face într-o formă care se detot, care se deschide. Eu am optat asta să fac așa. Așa. Apăsăm ca să fie cam egal peste tot. Așa. Mi-am făcut forma din hârtie. Și acum am să pun puțin Nutella deasupra. Am să iau așa din borcanel și am să pun așa peste. Nu punem mult, punem puțin. Așa. Să punem două linguri sau două lingurițe. Și întindem. Deci prăjitură la minut, făcută din cozonac, din restul de cozonac care ne-a rămas. Așa. Puteți face baza, o scoateți de la cuptor și după aceea lăsați să se răcească și puneți cremă de brânză, cremă de patiserie, ce doriți. Și chiar și dulceață puteți pune deasupra. Așa, am să mai pun puțin. Așa, eu întorc ca să pot să fie mai bine. Așa. E de ajuns atât. Mai închid așa bine aici să strâng. Și aici am nuci, ori le sfărmăm, ori punem așa bucățele. Eu am să le sfarm, că sunt prăjite la cuptor. Așa. Și am să le fac așa mare. Și o să punem așa deasupra. Așa.
două bucățele. Acesta din cozonacul rămas. Deci am început de ieri și terminăm astăzi cu cozonacul. Așa, eu să închid mai bine aici. Așa. Ia uitați. Așa, și acum am să dau la cuptor. Deci din cozonacul nostru care ne-a rămas, am început ieri, vedeți cozonacul făcut. Cozonac făcut cu voi în direct, cu aluat opărit. Așa. Încă este moale și bun. Așa. Este fierbinte. Vedeți cum a ieșit? O prăjitură la minut din cozonac. Ia uitați. O lăsăm un pic să se răcească și apoi o să o punem pe farfurie. Încă. O să pun așa pe cozonac. Este fierbinte, nu pot să iau. Încă este caldă, ia uitați-o. Așa arată și o mâncați cu lingurița. Este moale, moale și bună. Trebuie să se răcească, este încă fierbinte. Din cozonac am făcut aceste prăjiturile ei și acestea. Ia să vă arăt cum le colorez. Colorant. Doar atingem. Am să dau așa deoparte, să pun aici prăjitura în față. Doar atingem. Și am să iau un pensionaj. Și o să ating așa aici. Puțin. Și o să dăm doar pe vârfuri, așa. Fără să mai colorăm fondantul. Îl facem alb. Așa. Doar așa o idee. O să iau puțin verde. Așa. Și am să pun așa aici pe, uitați. Se vede? Așa. Să terminăm de depictat. Și tot așa, am să-mi iau puțin verde. Puțin, vedeți, doar nici nu o scot. Doar ce este pe vârf. Și dăm așa peste. Dar așa să le facem puțin frumoase. Așa. Și acum am să iau rozul. Așa. Și o să ne murdărim așa puțin pensonul. Puțin. Doar așa cât să... Și atingem așa puțin aici. Așa. Uitați. Așa, doar așa, ne jucăm puțin. Vedeți? Ia să mai dau. Așa, aici le-am amestecat culorile. Așa, puțin. Și cu puțin verde în mijloc. Puteți pune pe o farfurioară și amestecați culorile una cu cealaltă, dacă doriți. Așa. Vedeți? Și... aceste biluțe făcute în momentul când noi le facem, cum am făcut eu ieri și să este moale, cu o pensetă putem strânge și putem modela
dacă dorim să ne jucăm. Așa. Ia uitați, din cozonac. Să vi le arăt așa de aproape. Din cozonac făcute. Îmbrăcate în marshmallow, din acest cozonac. Vedeți cozonacul meu? De Paști, cum arată. Aceasta este ultima bucățică. Ultima bucățică. Încă este moale, să știți. Ia uitați. Nu știu dacă se vede, eu am să-l rup. Încă este moale. Vedeți cum este? Este moale, moale și bună. Și nu pot. Trebuie să se răcească, este încă fierbinte. Așa. Și acesta este tot din cozonac. Cozonac, e aceeași umplutură. Și am pus un pic de Nutella și nucă pe deasupra. Ia să vă arăt aici cum cât este de moale, vedeți? Ia uitați cum arată crema. Este moale, moale. Arată bine, bine. Trebuie să se răcească, dar să știți că este bună, 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 bună. Cozonacul are tot ce îi trebuie în interior. Așa, am pus doar puțină ciocolată deasupra sau Nutella, eu am pus. Și nuci, nuci prăjite. Și din cozonac, vedeți aceste? Ia să vă rup. Ia dați, le-am pictat. Bastonașe, bomboane. Așa, s-au îmbrăcate așa. S-au pus și simplu făcute așa, micuțe. Ia uitați, rotunde. Vedeți cum le-am închis? Așa. Ia uitați, să rupem. Să vă arăt cum arată în interior. Așa arată. Cozonac. Cozonac îmbrăcat în fondant. Și rețeta făcută cu voi. Inventată. N-am mai încercat-o niciodată, adică cu voi acum. Dulce. Vă doresc weekend plăcut. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, că mi-ați fost alături. Și toate rețetele le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Sau peste 700 de rețete și dulci, sărate și tot ce doriți. De la fursecuri, la sarmale, la torturi, biscuiți, salate, tot ce doriți găsiți acolo. Încă mai am multe, multe de făcut. Așa, mai am mult, foarte mult de arătat. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate. O zi frumoasă tuturor. La revedere, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă pup dulce și multă, multă sănătate.